Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Să ne spui, te rog, ce s-a întâmplat astăzi la adăpost. Am venit la adăpost, am fost anunțată de către celălalt angajat că unul dintre foștii angajați ai adăpostului a venit aici, a pătruns în magazie, a spart un dulap cu lacăt și a sustras anumite bunuri de aici, robineți, haine. Hainele bănuiesc că îi aparțineau, dar celelalte lucruri care le-a sustras nu îi aparțineau. Am solicitat intervenția poliției și am anunțat conducerea primăriei. Este vorba despre unul dintre angajații care au bătut mai de mult animalele. Da, 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 și care a fost mutat la spații verzi. Și l-ați întrebat de ce a venit astăzi aici? Eu nu am dreptul să-l întreb, e aici poliția și... fix ca să poată să ia poliția rutieră. Că ei trebuie să... cu scule, cu prostii astea și ăla-i dulapul. Să ne spuneți, vă rog, ce ați auzit că s-a întâmplat astăzi aici la adăpost cu acel angajat? Salariatul mutat de aici pentru a lucra în alt punct de lucru s-a deplasat de la punctul de lucru în fața SMA-ului aici, în fața adăpostului de câini la 100 de metri, să își ia lucrurile din dulapul personal. Aici, de față cu salariatul adăpostului de câini care era de față, a spart lacătul dulapului său, să-și ia lucrurile. În momentul acela, un reprezentant al Asociației de Protecție Animalelor a solicitat prezența poliției pentru spargere. Poliția a venit, a constatat că nu este o spargere, nu este o infracțiune, rămânând la latitudinea angajatorului să ia măsurile ce se impun prin faptul că persoana s-a deplasat de la locul lui de muncă la fostul lui loc de muncă. Dumneavoastră, cum vedeți această situație? Această situație o văd ca o șicanare din partea Asociației de Protecție Animalelor împotriva salariaților, pentru că acest salariat a fost mutat de aici în urma intervenției acelei fundații la angajator.
Din câte am înțeles, acest angajat ar fi consumat și băuturi alcoolice. În pauza de masă, probabil că a consumat și ceva, o bere, probabil, sau altceva, urmând ca în cadrul unității să se facă o analiză prin Comisia de Disciplină dacă rabaterea este de manieră a fi sancționat sau avertizat. Se gândește acest angajat să riposteze cumva, să facă el o plângere împotriva asociației sau? Nu, dânsul este o persoană liniștită, dar la solicitarea lui către sindicat, sindicatul este obligat să ia măsuri împotriva celor care șicanează salariații în timpul serviciului și la locul de muncă, adică în proprietatea primăriei. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din patru județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.